nu avem ce face cu cei care nu vor să deschidă, pentru că sunt operatori privați, ei decid dacă vor sau nu vor să se deschidă, dacă este sau nu este rentabil. Și în aceste condiții? În aceste cum condiții, se vom dezvolta? În aceste condiții, cei care deschid și sunt peste o treime din locurile disponibile de cazare de pe litoral, vor avea deschis și vom vedea rezultatele, ceilalți probabil așteaptă începerea sezonului oficial. Acolo unde nu sunt plajele așa cum trebuie? Plajele sunt în lucru, încă o dată. 1 mai, 1, 4 mai e un exercițiu. Noi, ca și guvern și ca și minister, am dat solicitare industriei de profil și am declarat ziua de 2 mai liberă. Creăm condițiile pentru a se desfășura. Restul sunt operatori privați. Fiecare își face treaba cum consideră. Domnule ministru, ce facem cu hotelurile aflate în paragină?